pe pământ. Te avânzi după avere, bătrânețea nici în gând. Nu e grea nici o povară și răstori în dealuri și văi. Viața-ți pare așa ușoară, uiți să-ți numere anii tăi. Viață, mai trece o zi și vine o seară. Viață, să știi că nu mai pare ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Și-ți aduci aminte, multe gânduri te străbat. Și doar unul te alină, ai copii și ești bogat. Viață, mai treci o zi și vine o seară. Viață, să știi că nu mai pare ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Salutare, prieteni! În această zi minunată, echipa Florării Ale a revenit cu mare drag în localitatea Răchiteni. De această dată, merg către domnul Francis să felicităm cu împlinirea frumoasei vârste de 50 de ani minunați. Surpriza este pusă la cale din partea celor dragi, care îl iubesc enorm de mult și se află la mii de kilometri distanță. Mergeți spre el! Bună ziua, domnul Francis, sunt de la Florării Ale de Roman și după cum se vede am o surpriză pentru noastră, pentru că astăzi este o zi frumoasă, o zi în care aniversați 50 de ani, așa da, este? Da. Mulți ani înainte, mulțumesc, cu multă sănătate, putere în muncă și mai departe, că aveți nevoie de putere ca să munciți acolo din greu la activitatea dumneavoastră. Și înainte să vă mând darurile acestea frumoase, cum credeți, cine ne-a trimis la dumneavoastră? Da, și ne-a pus trimis decât nepoții mei. Așa este. Mă bucur că v-ați gândit din data la ei. Da, aveți nepoții, dar și sora care vă iubește enorm de mult și vă mulțumește pentru tot, căci i-ați învățat multe lucruri. Așa. I-ați implementat multe pasiuni acolo și le-ați arătat ce înseamnă să iubești frumosul și ce înseamnă să muncești. Așa că vă mulțumesc din tot sufletul și dacă îmi permiteți vă mână această plantă frumoasă și exact cum aveți grijă de cele de prin prejurul casei, să aveți grijă și de această plantuță frumoasă și ori de câte ori vor veni acasă nepoții dumneavoastră și sora să vă viziteze, să le arătați plantuța cât de frumos crește și cât de frumos o îngrijiți. Cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț, să știți că v-am adus și pe acesta ca să nu vă chinuiți să faceți dumneavoastră un tort. Tot am primit tort de la nepoții ăștia de acasă. Am înțeles. Ei, înseamnă că e binevenit și acesta, că cu siguranță astăzi se vor aduna mulții care o să vă deschidă poarta și să aveți acolo pentru toți o bucățică. Dacă țineți, vă rog, dumneavoastră, ca să... Noi primim, așa. Da? Și o șampanie avem aici, căci fără asta nu se... Așa este, să se poate sărbători, exact, și să se toarne în pahare și să vă urez de sănătate. Căci asta este cea mai bună dintre toate. Așa este, cum spunem și noi. Le facem pe toate. Și dumneavoastră aveți nevoie de multă sănătate, dar să turnați în pahare, să nu lăsați să se învechească acolo, da? Se spune el că cât e mai veche e mai bună, dar dumneavoastră deja veți vedea, ori o lăsați, o beți cu nepoții când vor veni acasă, ori acum. Acolo o desfacem pe asta, da? Să țineți, vă rog, și șampania. Și la fel, cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare. Da, dacă se poate. Da, dragă unchiule, ești o persoană specială, tu care de mici ne-ai văzut crescând, tu care ne bucurai cu plimbare cu căruța, tu care mi-ai trimis pasiunea pentru cai, tu care ne făceai să râdem când ne spuneai câte o trăsnaie, de-a ta, dar era foarte interesantă, ești o persoană specială,
Marcica, nepoata ta din depărtare, împreună cu familia și în special nepotul Francesco, care îți poartă numele, ne-am gândit să te surprindem cu această mică atenție, dar specială totodată, pentru ai tăi, 50 de ani, 50 de ani frumoși. Suntem departe, dar să știi că gândul spoară mereu la tine. Noi te îmbrăcem cu drag, dar și cu dor. Îți urăm la mulți ani un cheșu. Și în ultimul rând, sora ta Genoveva și cumnatul tău Anton Simeon îți urează tot binele din lume. La mulți ani, dar și multă, multă fericire. Noi din Italia îți urăm o zi de neuitat. 50 să știi că e doar un număr. Tu mereu să rămâi la fel de tânăr și cu inima tânără, așa cum te știm noi. La mulți ani, unchiul Franț. Te iubim enorm de mult. Mulțumesc! Ce frumos! Să vii cât de curând acasă, să vedem. Să-i mai primi. Să fii sănătoși. Doamne ajută. Mulțumim din suflet și dumneavoastră. Și le mulțumesc frumos pentru surpriza care mi-a făcut. Și să scoateți căruța, să le mai dați o plimbare celor dragi. Asta e prima dată. Asta e prima dată. Cu căruța, acum e cu utilaj, cu mai mulți cai puteri. Căruța e la noi, căruța e la noi, la dânsii. Sunt utilaje, dar să știți că tot ce a rămas pe vremuri a rămas frumos în acea plimbare și aveți cu ce, să trageți cai și exact, exact. A fost cea mai frumoasă copilărie pentru ei, că dumneavoastră le-ați arătat de toate. I-o purtat și oron, i-o arătat lucruri noi. Toate câmpurile și toate și asta este foarte frumos. Și vedeți că asta nu se uită. Dacă nu ploi, eram la Samara, nu eram acasă. Așa o vreau dumneavoastră să le rânduiască vine, picăm. De neapicăm, de ce nu? Sigur, da? Era mai frumos. Da, nu? Să vedeți în agricultură, da. Să vedeți că truda dumneavoastră cea de când au fost ei mici copii, dă roade acum. Da. Și anume, vă mulțumesc ei pentru tot. Și eu i-am iubit pe ei și ei mai iubesc. Mai ales că îi poartă numele. Așa este. Nepotul că mai exact. Când o să vin aici, să-l plimbați și pe el atunci. Să fie, atunci să fie frumos. Atunci ar fi mai mult, mai bine. Exact. Dacă doriți să le transmite celor un mesaj. Și să le transmit, să fie sănătoși și să ne vedem cât de curând. Să vin, să vin acasă, cât de grabă. Doamne ajută. Au 7 ani când au venit acasă. Să vin acasă, să întindeți aici o masă mare. O mare. Exact, și o horă mare și dumneavoastră să fiți în mijloc acolo, să dansați odată cu ei, să vă descălcați. Suntem cu toate. Așa este. Fie grămadă. Da. Așa este. Doamne ajută să fiți din nou în familie și să vă uniți din nou.